Sănătate tuturor! Să vă arăt de ce v-am zis că e bună scula aceasta. Uitați, ne ajută și la peștele ăsta, la somon, să-i scoatem oasele acestea. Înțelegeți? Ne ajută să-i scoatem oasele. Uite, ca să nu ne stea în gât, pentru că nu ne plac oasele, ne place doar somonul și să și văd oasele unde sunt. Dacă nu știți, vă arăt eu. Uite, vedeți? Dați așa în partea aia, un pic. Mamă, că n-am scăpat de el încă. Aici ar putea să ai normal. Uite, încă unul. Îl vedeți? Sculă super bună. Scoateți oasele din somon. Gata somon, uitați ce fain arată. Dar oare de ce m-ați ascultat voi pe mine? Am pus puțină sare și pun puțină lămâie. Așa. Vă spun eu de ce ar trebui să mă ascultați pe mine pentru ponturile care vi le dau. Asta e că am uitat. Pentru că eu când am mâncat prima dată somon, voi nici nu v-ați născut, probabil. Vorbesc cu cei din 2050, bineînțeles. Pentru că acest videoclip îl vor vedea și cei din 2050. Nu numai cei din 2023. Așa că, ia să gustăm, să vedem dacă este bun. Mai bun ca în Italia. Deci, bucătarul ăla ce mă enerva, mă, că mai bine mă lăsa pe mine să fac de mâncare, că, uite, mi-e să mai bună mâncarea ca lui. Perfecto, perfecto, savuros, delicios, extraordinar. Dar ce-ar fi să pun un pic de ulei de măsline pe acest somon? Să vedem, putem îmbunătăți cumva rețeta asta care așa e bună? Plus de savoare, omega 3. Foarte, foarte de... Asta e. Acest teracreta estate îmi place foarte mult. Și vi-l recomand, dacă va mai exista în 2050. Sănătate numai bine. Mâncați sănătos.